Liderii socialdemocraților mureșeni au transmis prin discursurile lor credința că prim-ministrul Victor Ponta va fi președintele României din 2 decembrie. De asemenea, aceștia le-au cerut membrilor PSD să se mobilizeze în această perioadă pentru ca acest deziderat să devină realitate după primul sau după cele două tururi de scrutin din noiembrie. În noiembrie, cu ajutorul nostru, al tuturor, Victor Ponta trebuie și va fi președintele României. Și sperăm să fie din primul tur. Pentru că vine ziua morților și avem treabă. Dragii mei, am participat împreună la multe campanii electorale în care am demonstrat că putem câștiga. Astăzi ne asumăm susținerea președintelui partidului, domnul Victor Ponta, pentru funcția de președinte al României. Este o mare responsabilitate și o mare luptă. Victor Ponta este omul care a făcut ceea ce a spus că face. A dus dreptatea până la capăt. Este mândru că e român. Haideți să încercăm în 2 decembrie ca Târgu Mureșu, județul Mureș, să-l dea pe Victor Ponta președinte din primul tur. Victor Ponta este cel mai bine poziționat român. Este premierul care a scos România din criză. Este premierul care a condus guvernul, care a făcut dreptate pentru cei mulți. Și să nu uităm aceste lucruri. Îmi doresc un român care nu-i susținut nici de nemți, care nu-i susținut nici de CIA sau americani, care nu-i susținut nici de unguri, care e susținut de români. Pentru români. Și pentru România. Nu este suficient să apărăm numai la televizor, să avem banere, să avem afișe. Este foarte importantă munca de la om la om și munca de la om la om trebuie să o facă în primul rând militanții noștri și militanții noștri sunt aici în sală. De aceea fac un apel serios la dumneavoastră să ne implicăm în această campanie electorală pentru că este o campanie în care lupta va fi la baionete. Folosesc un termen militar. Potrivit prevederilor regulamentului de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD la funcția de președinte a României, conferința organizației constată, după verificarea proceselor verbale ale adunărilor generale ale organizațiilor locale, următoarele rezultate. Total voturi 4.650. Total voturi împotrivă 0. Total abțineri 0. În luna limitate, PSD Mureș ne desemnează pe Victor Ponta candidat. Deci din totalul de 646 delegați prezenți au votat pentru, abțineri nimic, împotrivă nimic. După aceste discursuri mobilizatoare, președintele PSD Mureș a dat citire procesului verbal care a consemnat un vot unanim al organizației județene pentru candidatura lui Victor Ponta. Conferința județeană a fost urmată de Congresul Național al PSD care a avut loc la Alba Iulia și la care au participat 30.000 de persoane. Candidatura prim-ministrului Victor Ponta a fost validată aproape în unanimitate.